Bun găsit! La acest final de săptămână vom avea parte în continuare de o vreme rece pentru această perioadă, temperaturi care se vor situa sub medii de multianuale, deși sâmbătă, ca aspect, va predomina o vreme frumoasă în toată țara, după o dimineață rece cu temperaturi chiar ușor negative în estul Transilvaniei, unde sunt prognozate temperaturi de minus 1, minus 2 grade. La prânz, cum spuneam, o vreme în general frumoasă în aproape toată țara, doar prin partea de est, sud-est a țării vor mai fi norări temporare, dar numai izolat și trecător va mai ploua slab. Astfel, temperaturile vor marca o creștere ușoară și vor fi cuprinse temperaturile maxime între 14 și 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în partea de vest a Olteniei. Însă, în cursul nopții, un front atmosferic rece, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se va apropia de partea de nord-vest a țării, unde va începe să plouă. Așadar, duminică ne așteptăm la o vreme capricioasă și, în continuare, rece, chiar deosebit de rece în nordul și centrul țării, unde nebulozitatea va fi accentuată pe parcursul zilei. Va ploua temporar, ploile acestea urmând să ajungă din vest, din centru, și nord seara și în partea de sud-sud-est a țării, unde vor fi ploi locale, însă cantitățile nu vor fi însemnate, doar izolat la munte să fie cantități mai însemnate, undeva izolat peste 15 litri pe metru pătrat. Până acum și în parte și de intensificări ale vântului duminică în mare parte din țară, dar cel mai tare va sufla vântul la munte, unde vor fi la rafale de peste 70 de km pe oră. Și tot la munte, în zonele de creastă, trecători vor fi posibile și precipitații mixte. În capitală, un final de săptămână cu vreme răcoroasă. Sâmbătă sunt prognozate la amiază cel mult 21 de grade, iar duminică în jur de 19 grade. Sâmbătă, ca aspect, o vreme frumoasă, însă duminică după amiază va începe să plouă și în capitală și tot duminică după amiază și vântul va prezenta unele intensificări. Cât privește temperaturile minime, duminică dimineață vom avea în termometre 8-9 grade, chiar 4-5 grade la periferie, o vreme așadar răcoroasă, chiar rece pe timpul dimineților. Și la fel vor sta lucrurile și săptămâna viitoare, o vreme în continuare răcoroasă în mare parte din țară și instabilă. Vom vedea că presiunea atmosferică se va menține coborât aici, în partea central-sud-estică a continentului, ridicată în rest și, ca urmare, caracterul de instabilitate atmosferică se va menține aproape întreaga săptămână. Practic, în straturile mai înalte ale atmosferei va pătrunde o masă de aer mai rece și stratificarea termică verticală va fi una instabilă și aproape în fiecare după amiază vom avea parte de ploi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și chiar căderi de grindină. Aceste fenomene vor fi mai frecvente la începutul săptămânii în partea de nord-vest, în centru și prin zonele de munte, apoi își vor face apariția și în restul zonelor țării, respectiv aici în partea de sud și de est a țării. În plus, spre ziua de vineri, sunt semnale că în partea estică, sud-estică, ar putea să fie și cantități mai însemnate pe suprafețe extinse. Se pare că atunci, dinspre Marea Neagră, va evolua o zonă de presionare și cantitățile de apă ar putea să fie însemnate. Cât privește regimul termic, se va menține sub mediile multianuale aproape întreaga săptămână, temperaturi care, maxime care se vor situa în general între 14 și 22 de grade. Normal, în această perioadă trebuie să avem temperaturi maxime între 20 și 27 de grade, cu alte cuvinte, în continuare o vreme rece, iar temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 2 și 10 grade. În urmare, ne așteptăm la o săptămână răcoroasă, rece și cu instabilitate în fiecare zi, în aproape toate zonele țării, și chiar cu cantități însemnate, aceste cantități fiind mai însemnate undeva spre joi sau vineri, în regiunile estice și sud-estice ale țării noastre și, desigur, în zonele de munte.